lăsându-ne purtați de filozofiile nestatornice ale vieții, precum praful suflat de vânt încoace și încolo, odată cu trecerea timpului ne-am pierdut atât consistența mentalității divine, acel element cheie care ne-ar fi dat o direcție bună în viață, cât mai ales ne-am pierdut relația intimă cu Creatorul nostru. Astfel, fie din neștiință, fie din comoditate, fie pur și simplu din ignoranță, alegem să-L scoatem pe Dumnezeu de pe linia priorităților de zi cu zi, considerându-L prea arhaic și, uneori, chiar incompatibil cu stilul nostru libertin și pigmentat din plin cu efervescența normei cotidiene. Interesant este că acest flagel al debarasării de mentalitatea divină nu se mai regăsește doar în ginta ateistă a postmodernității, aceea care parazitează acum lumea, locul în care noi, credincioși, ar fi trebuit să fim de drept lumini în întuneric, ci flagelul nemilos a cuprins și biserica. Aici, complăcându-se într-o viață duplicitară, mulți dintre aceia care păreau plini de înflăcărare la începuturile credinței lor, merg acum doar conduși de o inerție șchioapă pe așa zisa calea pocăinței. Iar alții, mai neînflăcărați la începuturi, au abandonat deja cursa neprihănirii, adoptând un stil de viață golit de orice formă a învățăturilor divine. Dacă vom privi însă înapoi în istorie, putem înțelege cu ușurință faptul că Dumnezeu chiar există. Și din postura de suveran al Universului analizează atent fiecare comportament al omului, ca să-i pună deoparte pe toți aceia plăcuți inimii sale. Pe ce mă bazez făcând această afirmație? Ei bine, pentru că aceste aspecte sunt clar reglementate și stipulate în Cuvântul lui Dumnezeu. Citez. Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și îi vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui, el îi privește pe toți locuitorii pământului pentru că el le-a întocmit inima tuturor. De aceea, ia aminte la toate faptele lor. Am încheiat citatul din Psalmul 33, versetele 13 la 15. Așadar, acolo unde ești, împrietenește-te cu el și decide să-l reprezinți cu cinste și reverență în lumea din care faci parte, căci ai fost emanat din divinitate și în tine curge sânge sfânt. Făcând astfel, cel ce privește din înălțimea cerurilor va lua aminte la pașii tăi și îți va răsplăti fiecare faptă. Reaprindeți așadar în inimă focul credinței autentice, privește spre cer și zâmbește lui Dumnezeu care te privește chiar acum, cu pasiunea și iubirea unui tată veșnic. Fiți binecuvântați!